Atunci când eram mică, bunica obișnuia să-mi spună povești înainte de culcare. Preferata mea era despre o omidă dintr-o specie aparte. Se spunea că atunci când trebuia să devină crisalină, avea nevoie să soarbă substanța vitală a unui fluture primordial pentru ca metamorfoza să fie completă. Din acest motiv trebuie să mor acum. Te pot ajuta cu ceva?